Ivan Pațaikin, cel mai mare canoist al României, suferă de o boală incurabilă, despre care familia nu dorește să vorbească. Familia sportivului, cu extrem de multă discreție, a anunțat duminică pe pagina de Facebook decesul legendarului campion printr-un mesaj scurt. Ivan a plecat și nu se mai întoarce. Semnat familia. E legendă, un campion s-a transformat în stea. Ivan Pațai, a plecat dintre noi, a scris Comitetul Olimpic și sportiv român pe pagina de Facebook. Povestea sa este povestea succesului, al bunului simț și al caracterului. Este povestea unui fiu al deltei care a dat înapoi în zecit și a inspirat oamenii să trăiască frumos. Dincolo de medaliile strălucitoare, șapte olimpice, patru de aur sau cele 21 mondiale, nouă de aur, a fost un om dăruit și generos. Drumlin Ivan, veșnic în inimile noastre, condoleanțe familiei, Dumnezeu să-l odihnească în pace, se mai scrie pe pagina Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Prezent la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, canoistul Ivan Pațaichin a cucerit numai puțin de șapte medalii olimpice, 4 de aur și 3 de argint și a participat la 11 ediții ale campionatelor mondiale, cucerind 22 de medalii, dintre care 8 de aur. În probele de canoe dublu i-au fost coechipieri și Sergei Kovaliov, Petre Capusta și Toma Simionov. Ivan Pațaichin a intrat în istoria olimpismului drept campionul cu pagaia ruptă. La Jocurile Olimpice de la München din anul 1000, 1972 în seriile întrecerilor de la canoe simplu pe 1000 de metri. Lui Ivan Pațaichin i s-a rupt pagaia la numai câțiva metri după start. În condițiile în care arbitrii nu au oprit cursa a potrivit regulamentului, românul a vâslit cu ciotul de pagaie și a încheiat cursa în aplauzele spectatorilor. Descalificat inițial, Ivan Pațaichin a fost primit în recalificări după ce a fost soluționată favorabil contestația depusă de către conducerea delegației României. Ulterior, Ivan Pațaichin nu numai că s-a calificat în finală, dar a și câștigat aurul olimpic la capătul unei curse pe care a dominat-o fără drept de apel. După ce și-a petrecut toată copilăria pe canalele Dunării, la 18 ani Ivan Pățaichin a început să practice canoia de performanță la Clubul Sportiv Dinamo București, club la care a fost legitimat timp de 18 ani ca sportiv. După retragerea din activitatea competițională, Ivan Pățaichin a devenit antrenor la Dinamo, iar apoi la lotul național. Cea mai mare satisfacție ca antrenor a avut-o în anul 2000 la Jocurile Olimpice de la Sydney. Elevii săi, Florin Popescu și Mitică Pricop, au devenit campioni olimpici la c 2 1000 de metri, întrerupând șirul de 16 ani fără aur olimpic în această probă. Până în anul 2000, ultimii care urcaseră pe prima treaptă a podiumului olimpic la c 2 1000 de metri, în anul 1994 la Los Angeles, puseseră Ivan Pațaichin și Toma Simionov. Tot la Sydney, tandemul Popescu-Pricop a cucerit și bronzul la c 2 500 de metri. După retragerea din viața sportivă, Ivan Pățaichin a înființat Asociația Ivan Milă 1023 și a dezvoltat proiectul Romania, o campanie națională de promovare a patrimoniului local prin descoperirea României naturale, prin promovarea mișcării în aer liber. În anul 1969 a primit titlul de maestru emerit al sportului, în anul 1982 pe cel de maestru internațional al sportului, iar în anul 1991 pe cel de antrenor emerit. În anul 1990 președintele Comitetului Olimpic Internațional, Juan Antonio Samarang, i-a oferit Ordinul Olimpic de Argint. În anul 2000 a primit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer, iar în anul 2008 a primit Ordinul Meritul Sportiv Clasa I. La data de 1 decembrie 2004, colonelul în rezervă Ivan Pațaichin, din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, a fost înaintat la gradul de general de brigadă cu ostea în rezervă. În anul 2010 a fost distins cu decorația regală Nihil Sine de Duminică 5 septembrie, aurul olimpic a încetat să mai strălucească, pagaia s-a rupt pentru totdeauna, iar lumea sportului românesc a devenit și mai săracă, după ce inima campionului Ivan Pațaikhin a încetat să mai bată, Dumnezeu să-l odihnească în pace.